Noi măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Din data de 27 decembrie curent, persoanele care intră în țară și s-au aflat în ultimele 14 zile în una sau mai multe țări din zona roșie vor fi obligate să prezinte rezultatul negativ al testului PCR la COVID. Testul va trebui efectuat atât de persoanele nevaccinate cât și de cele vaccinate. Noile decizii au fost anunțate astăzi după ședința Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică. Totodată, autoritățile în sănătate au decis că, începând cu data de 23 decembrie, accesul în incinta aeroportului internațional Chișinău să fie permis și însoțitorilor care vor prezenta certificatul COVID-19. Potrivit noilor restricții impuse de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, testul PCR la COVID-19 trebuie efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării, în cazul călătoriilor cu transportul în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul celor care călătoresc cu mijloace de transport propriu. De asemenea, lista statelor din zona roșie va fi întocmită de Ministerul Sănătății începând cu 24 decembrie și actualizată odată la 7 zile. Cetățenii care nu au vizitat țările din zona roșie vor putea intra în continuare în Republica Moldova fără restricții, cu prezentarea unuia din următoarele documente: certificatul de vaccinare, testul PCR sau rapid negativ sau concluzia medicală confirmativă în cazul persoanelor care au fost infectate cu noul tip de coronavirus. Cei care nu vor deține astfel de acte vor fi obligați să respecte regimul de autoizolare pentru o perioadă de 14 zile. Autoritățile în sănătate publică au mai decis că, începând cu 23 decembrie curent, accesul în incinta aeroportului internațional Chișinău va fi permis și însoțitorilor care vor prezenta certificatul de vaccinare împotriva COVID-19. De asemenea, hotărârea adoptată de Comisia mai prevede că accesul la evenimentele private organizate în perioada 23 decembrie 15 ianuarie 2022 pentru un număr de 25 sau mai multe persoane va fi permis doar în baza prezentării certificatului COVID-19. Pentru a reduce riscul de infectare, CNSP a adoptat reguli și pentru vizitatorii și comercianții care participă la târgurile de Crăciun organizate în toată țara. Astfel, pentru siguranța vizitatorilor, va fi obligatorie purtarea măștii de protecție pe toată perioada de aflare în perimetrul târgului, cu excepția copiilor de până la 12 ani, iar personalul și comercianții care vor participa la aceste evenimente vor trebui să dețină certificat de vaccinare anti-COVID-19. Totodată, băuturile și alimentele vor trebui consumate doar în locurile special amenajate. De asemenea, rămâne în vigoare obligativitatea respectării distanței fizice de cel puțin un metru între persoane. Până pe data de 20 decembrie curent au fost înregistrate în total 372.429 de cazuri de infectare cu COVID-19.